Doremi. Pentru copii? Am zis Doremi. Eu n-am spus. Doremi pentru copii. Domnul Do cu pălărie pleacă în călătorie. Cu pași din ce în ce mai grăbiți, domnul Do își căuta disperat pălăria care-i căzuse pe nesimțite de pe cap în plimbarea sa de dimineață pe alea din spatele casei, în timp ce alerga distrat după fluturi. Dar gata, numai de glumă, până și soarele s-a ascuns sub norii care se tot adună amenințător pe cer. Două picături și un strop, pe care l-a simțit drept în vârful capului, l-au anunțat pe domnul Do că ploaia va veni. Alte două picături și un strop îi căzură pe pantofi. Sus pe cap, pic-pic strop, pe picior, pic-pic strop. Și tot așa, pic cu pic, strop cu strop, domnul Do se trezi ud din cap până în picioare. Pic și strop s-au urcat într-un tren cu multe vagoane, care accelera din ce în ce mai vijelios, și în doar câteva clipe ploaia curgea de acum și roaie pe borurile largi ale pălăriei pe care domnul Do o găsise în sfârșit și o îndesa grăbit pe cap, de teamă ca vântul și ploaia să nu-i o smulgă înainte de a se adăposti în casă. Dar nici nu se apropie bine de casă, că pic și strop abia dacă se mai făceau auziți. Pic, pic, strop, pic, pic, strop, și mai încet, ca o ploaie de șoapte, pic, pic, strop, pic, pic, strop, și încă un pic și ploaia s-a oprit. Deodată, soarele și-a strecurat razele printre nori, împrăștiindu-i în toate direcțiile. Din înaltul cerului și până jos, în firele de iarbă, un curcubeu a readus zâmbetul pe fața domnului Do. Își amintea că undeva, deasupra curcubeului, îi zărise ultima oară înălțându-și zborul pe Hara și Flu, cei doi fluturi prieteni din muzica lui Debussy. Dar deja asta se întâmpla într-o altă poveste, dintre cele pe care le puteți reasculta oricând la rubrica Doremi pentru copii în arhiva de pe site-ul nostru romaniamuzical.ro. Astăzi rămânem cu acest curcubeu de neuitat, Over the Rainbow, pe care pentru prima oară domnul Do l-a descoperit tare de mult într-un film din copilăria sa, Vrăjitorul din Oz. Și înainte de a ne lua rămas bun, să vă spun că instrumentul cu care am ilustrat povestea ploii a fost un xilofon bas, dar acasă puteți folosi orice alt xilofon sau glockenspiel pentru copii pentru a vă juca împreună de a pic și strop. Este un ritm simplu, pic, pic, strop, în spatele căruia stă una dintre cele mai simple combinații de durate muzicale, două optimi și o pătrime. De asemenea, am explorat cu acest xilofon și registrele de la acut la grav și nuanțele de la forte la piano. Pe lângă motivul repetitiv al picăturilor de ploaie, am folosit și un alt mod mai la îndemână de a cânta la xilofon pentru copii, o gamă glissando în sus și în jos, ascendent și descendent, cu care am sugerat și roaiele de ploaie. Un joc care oferă câteva elemente simple ce stau la baza improvizației instrumentale. Nu uitați de concursul Doremi pentru copii, în fiecare săptămână aveți 3 premii prin tragere la sorți, o invitație prin care putem improviza împreună la atelierele de muzică și mișcare pentru copii organizate de Asociația Dalcroz România în București și două reviste Fabula Fia. Între poveștile ilustrate de aici se regăsește mai nou și o rubrică permanentă dedicată muzicii, Sono Fabula, rubrică semnată de Lucian Nicolae. Doremi pentru copii la final, vă las să ascultați în liniște acest curcubeu în sunete de pian și vioară, Over the Rainbow, un aranjament după muzica lui Harold Arlen. Să ne reauzim bucuroși!